N-am mai făcut de mult podcast cu mine, că am tot făcut live dimineața. Dar observ cu stupoare aici lângă mine că cu cât postez mai mult pe internet, cu atâta nu ești distribuit. Adică Instagram-ul, dacă postez mai mult de 3-4 story-uri pe zi, îl arată la 4.000-4.500 de oameni. Dacă postez două story-uri, le văd 12.000-13.000 de oameni. De unde rezultă faptul simplu că trebuie să postez cât mai puțin. Sau să-mi fac un alt canal de live. Nu știu, să-mi fac, nu știu, ceva, un alt cont de Instagram sau de, habar n-am, nici nu știu, pe altă adresă de mail, pe alte lucruri, să nu mai lege de conturile mele și să postez acolo live-ul de dimineață, care îl fac pentru mine, nu pentru voi, așa cum știți. Dar aici este vorba despre următorul eveniment pe care am zis că nu vreau să-l mai fac, dar așa zic de 11 ani. Probabil că la un moment dat o să mă conving și o să încetez cu lucrurile astea. Dar dacă tot am făcut, măcar să facem așa cum trebuie. Și avem următorul eveniment cu mașini modificate la Camping S în Năvodari, în data de 6-8 septembrie. Cu regulile care erau de la început. Că lumea întreabă, zice, cum doamne, fără vizitatori? Păi fără vizitatori a fost de la început. Eu nu fac evenimente pentru vizitatori, eu fac evenimente pentru participanți. Dar lumea nu înțelege chestia asta și uite, de-aia simt eu nevoia să mai fac un clip, să mai explic, așa ușor și pe îndelete, ca să înțeleagă toți oamenii. De la începuturi, de când m-am apucat eu de organizare, am ajuns la concluzia că vizitatorii n-adun niciun plus participanților. Ba mai mult deranjează, că pun mâna pe mașini, că zgârie, că trag, că fac lucruri în sfârșit. Și atunci am ajuns la concluzia alături de ei că cel mai bine ar fi să găsim niște locuri private unde să putem să ne strângem și să socializăm noi între noi. Cine, cum, ce fel, de unde și-a mai luat, ce piesă. Na, lucruri de-astea normale, de pasionați, de lucruri, de mașini, de diverse activități cum au fiecare. Și na, zis și făcut, eu fiind fraierul de serviciu care m-am și implicat să găsesc locațiile respective și să și organizez așa cum trebuie, m-am apucat de treabă, că mie îmi place că dacă zic ceva, să mă țin de ce am zis. Nu să zic doar de a zice. Și așa au apărut evenimentele astea. Acum, de-a lungul timpului, eu am încercat să mulțumesc pe toată lumea, lucru care este imposibil pe lumea asta, pentru că oamenii sunt niște ființe ciudate și cu diverse fețe, ca să zic așa, și cu diverse cerințe și probleme și, în sfârșit, și pretenții, câteodată imposibile sau câteodată exagerate. Așa că am încercat de-a lungul timpului să mă mulez pe cerințele lor și să organizez cum își doresc ei. Unii își doreau evenimente private fără vizitatori, alții își doreau evenimente în care să-i vadă lumea, că ei și-au făcut mașina, să o vadă lumea, să îi pozeze oamenii, să-i laude, să vină ăștia de la știri, să-i dea la știri, să se întâmple lucruri. Și de-a lungul timpului am tot căutat să găsesc un numitor comun, astfel încât, repet, să împac pe toată lumea, lucru care, așa cum am spus, este imposibil. Cert este că am rămas cu două evenimente, ăla din primăvară și ăsta din toamnă. La cel din vară am renunțat. Erau oricum foarte multe de făcut. Locațiile de la Brașov, din centrul țării, că na, făceam în centrul țării ca să fie ușor pentru toată lumea, ca să împăcăm pe toată lumea. Locațiile din Brașov au dispărut, alea pe care, na, la care organizam sau pe care ni le doream noi, sau na, cum vedeam noi un eveniment ok. Așa că am renunțat și am lăsat lui Plugar evenimentul.
altul din centrul țării, să facă el acolo speed and sound, niciun speed, niciun sound, sau mai știu eu ce alte denumiri de evenimente. În spate se aud patru jante de Toyota, ele fac gălăgia asta, probabil vor să zică și ele ceva, dar na, atât s-a putut. Da, deci am rămas cu evenimentele din primăvară și cu evenimentul din toamnă. În primăvară, pentru că oamenii își doreau să fie văzuți, am făcut la mall, pe rooftop, că am zis că e ceva mai inedit așa, să stai la apus, să vezi, să faci, să nu știu ce, să nu știu cum. După cum știți, majoritatea dintre voi am organizat la veranda, atât timp cât s-a putut. În momentul în care nu s-a mai putut, pentru că cei de la veranda și-au pus panouri solare și rooftopul nu mai era rooftop, era doar o parcare acoperită, am schimbat locația cu Molvitan. Molvitan, din păcate, nu s-a ridicat la așteptările noastre. Parcarea mică, accesul foarte greu, foarte multe etaje de urcat, destul de abrupt. Am încercat cu să mai luăm niște etaje acoperite ca să mulțumim pe toată lumea, să facem și în față la parter pentru cei care nu vor să urce, cărora le e greu să urce mașinile atât de joase încât este foarte complicat și se pot afecta barele de spoiler și așa mai departe, diverse componente. Am încercat, nu ne-a rezultat foarte bine din punctul meu de vedere, nu mi se pare o locație senzațională. Probabil că o să caut alt rooftop pentru la anul, așa că a venit momentul să organizăm evenimentul All Stars de la mare, de la sfârșitul verii. Am zis, băi, uite, hai să ne strângem toți, să mergem la mare. E frumos la mare în septembrie, vremea e bună. Am prins în majoritatea anilor vreme de baie. Campingul relativ corect, pentru că, din păcate, în România nu ai multe campinguri de unde să alegi. Și de ce zic camping? Pentru că, în general, majoritatea oamenilor își doreau să vină să stea cu cortul. Pentru că, na, costurile de cazare erau mai mari și, na, nu e la îndemâna oricui să meargă, nu știu, la un eveniment așa și să cheltuie, nu știu, 2000 de lei sau habar n-am cât cheltuie. Am zis, bă, facem un camping ca să putem să punem mașinile pe iarbă, ca să avem libertate, ca să nu știu ce, casă. Iar acum, ca să vă spun de ce de fiecare dată îmi vine să renunț la evenimentul ăsta, este pentru că, din păcate, noi avem o înțelegere cu proprietarul campingului. Oale și ulcele în spate. Avem o înțelegere cu proprietarul campingului care sună așa: domnule, când tu nu mai ești un client la camping, vin eu și îți ocup tot campingul, îți dau toate locurile de cazare, îți garantez fără nicio problemă, cu singura condiție să nu mai fie nimeni, să fim doar noi. Nu, ei noștri, să nu mai fie alte mașini, să nu mai fie alți vizitatori, alți oameni, pentru că nu arată bine. Adică dacă vine cineva și expune o mașină super modificată, super aranjată și ceilalți vor să-i facă poze sau să o filmeze sau chestii de genul ăsta, mai apar în cadre tot felul de mașini, stoc, tot felul de burți, slipi, țâțe și așa mai departe. Și atunci trebuie să fim doar noi. Asta e condiția. Bineînțeles că în fiecare an mi s-a promis același lucru. Din păcate, niciodată nu, oamenii nu s-au ținut de promisiune. Și întotdeauna au mai fost alți oameni în camping care, știi, dar trebuia să vină și el cu rulota. Știi, dar trebuia să mai dau o cameră acolo, că i-am promis că e vărul lui Costică, care e al lui Aurel, care, înțelegi? Că așa suntem noi românii. Și cum înaintez în vârstă, concluzionez că această societate, nu numai românească, se bazează numai pe fraierit. Din păcate, lucru bine făcut nu mai este căutat și toți oamenii vor să fie mințiți și zic și las-o, bă, că merge și așa și uite așa și uite așa ne păcălim și noi ca în fiecare an să facem aici, pentru că nu avem unde.
și pentru că sunt tot timpul doritori care zic, haide domnule, nu faci la mare, haide domnule că vreau și eu să vin, haide domnule că vreau și eu să fac. Bun. Pe lângă chestia asta, acest eveniment mai are o particularitate. Particularitate unică în România, din câte știu eu, dar mă puteți contrazice voi dacă știți mai bine. La acest eveniment, taxa de participare a fost 50 de lei, 100 de lei, 150 de lei și așa mai departe, în funcție de ce se întâmplă și cu celelalte evenimente, în funcție de inflație și de toate lucrurile astea de pe din societate și din viața de zi cu zi. Bun. Acum, tot timpul, eu vă spun în experiență, că au existat discuții. Dom'le, dar ăia ne iau banii la intrare și fac bani pe cârca noastră, că uite, iau bani la vizitatori și noi mai plătim și noi și plătesc și ei și vizitatori și aia fac o tonă de bani și noi suntem fraieri și ei sunt șmecheri și așa mai departe. Asta e o chestie generală, nu referitoare neapărat la Street Maniacs. Și eu întotdeauna am spus că faceți și voi, adică dacă cineva face, simțiți că face chestia asta și nu este corectă, faceți voi niște evenimente la care să nu luați bani mașinilor care sunt acolo să expun și să nu luați bani nici vizitatorilor sau faceți fără vizitatori, nu știu, habar n-am. Faceți voi cumva să fie mai bine decât au făcut alții, că și eu m-am apucat de evenimentele astea tot așa, pentru că nu era bine ce trăiam, ce făceau alții. Și am zis, lasă-mă că fac eu evenimentele astea doar pentru noi, facem clipuri la ele, le punem pe YouTube, vede lumea, aducem parteneri, mă agit eu să aduc parteneri și noi nu o să mai plătim, că aceste evenimente vor fi sponsorizate de niște companii, noi o să ne întâlnim, de banii aia putem să organizăm, pe care îi luăm de la companii, putem să organizăm evenimentele astea și voi nu o să mai trebuiască să mai plătiți nimic și o să fie bine și o să ne distrăm și o să crească scena tuningului românesc. Bun. Lucrurile n-au mers așa. Poate n-am fost eu suficient de bun sau suficient de implicat și n-am reușit să găsesc aceste companii care să plătească pentru ca mașina asta să se strângă într-un loc. Am reușit la un moment dat cu niște parteneri să finanțăm niște clipuri, să dăm niște premii, să facem niște lucruri de genul ăsta, dar nu ceva ce să acopere toate costurile de organizare. Bun. Ca să excludem și chestia asta din supărările oamenilor, am zis, bă, uite care-i treaba. Eu, de-a lungul timpului, am tot auzit că oamenii merg la evenimente, dar nu merg pentru cupe, dar nu merg pentru premii, dar nu, pe ei nu interesează, ei merg doar pentru socializare, ei nu sunt niște oameni super corecți și orientați doar pe distracție și voie bună. Asta până în momentul în care erau aproape să câștige ceva și nu câștigau, sau câștigau alții și apăreau discuții. Dar de ce a luat ăla premiu? Dar eu de ce n-am luat premiu? Dar eu de ce n-am luat diplomă de participare? Dar eu de ce n-am făcut nu știu ce? Dar eu de ce n-am făcut nu știu cum? Dar ăla de ce a câștigat? Dar ăla cum a făcut? Și am tot încercat să rezolvăm problemele astea prin fișa de vot, în care fiecare participant cu mașina acceptată să voteze mașina lui sau altă mașină și atunci să nu mai fie responsabilitatea noastră, să nu ne mai acuze oamenii că am avut noi vreo preferință, cu toate că eu n-am avut niciodată preferință și n-am dat niciodată premii pe, nu știu, pe prietenie sau pe relații, pentru că eu oricum aveam niște premii de dat, nu mă interesa cine le câștiga, îmi doream doar să le câștige cineva care merită, nici de cum să pun eu în cârcă acuzații că am făcut eu și am favorizat pe nu mai știu eu cine, care în club cu mine sau care e prieten cu mine sau care, în sfârșit. Bun, cert este că de la discuțiile astea am zis, hai să facem evenimentul de la mare, All Stars, cu un premium bani, ca oamenii să primească ceva, pentru că investesc atât de mult timp și bani în mașinile astea, să primească și ei ceva. Eu știu că ei nu vin pentru premii, dar în cap și coadă, fiecare are nevoie de bani în societatea asta, pentru că trebuie să plătești lucruri, trebuie să bagi benzină, trebuie. Și cum viața e din ce în ce mai grea, de ce să nu facem noi un eveniment în care jumătate din banii de taxă să fie dați la premiu?
premiu mașina cea mai tare din eveniment, votată de către juriu și de către oamenii de acolo, să câștige banii. Acum am făcut chestia asta fără să dublăm taxele de participare ale noastre sau media taxelor de la celelalte evenimente. Că toate celelalte evenimente casează o taxă de participare pe care primești un goodie bag cu o brățară, cu un odorizant, cu un breloc, cu o șapcă, cu ce consideră fiecare că trebuie să dea de banii aia oamenilor, în sfârșit. Deci taxa a fost la fel ca la toată lumea. Am luat jumătate din bani și am oferit premiu mașinii câștigătoare, care s-a votat în funcție de fișele de vot, adică oamenii au votat ce mașini și-au dorit ei de acolo. Noi am pus 4 mașini de la ei, primele 4 mașini cu cele mai multe voturi de la ei și primele 4 mașini votate de noi. Și le-am pus cap în cap, battle, față în față mașinile, și le-am jurizat de față cu toată lumea și le-am votat, ținând cont și de votul publicului. Și atunci mașina care a câștigat a luat banii. N-am auzit nicio discuție niciodată, poate au fost discuții, dar nu le-am auzit eu, legate că am fi favorizat pe cineva sau că cineva a luat banii, nu știu, nemeritat. Cert este că este singurul eveniment din țară la care poți să pleci cu 5.000, 6.000, 7.000 de lei în funcție de câți bani se strâng. Iar treaba cu banii este foarte simplă. Banii se strâng și de la mașinile modificate care participă la eveniment și de la mașinile nemodificate. Pentru că de-a lungul timpului, văzând că nu putem să avem exclusivitate în camping și că oricum apar niște mașini stock pe acolo și nu putem să avem un camping plin doar de mașini modificate, și tot timpul având prieteni, cunoștințe, obligații și relații care, hai dă-mă că vin și eu, dar nu mă lași și pe mine, dar e fără vizitator, dar hai mă, te rog eu că vreau și eu să vin, să nu știu ce. Nicio problemă, la acest eveniment acceptul se face pe două categorii. Ai mașina modificată, cu bun gust, n-ai wheel gap, mașina arată bine și te înscrii la eveniment și eu nu te cunosc, nu știu cine ești, te văd pentru prima dată în viața mea, poți să fii acceptat la eveniment. Vii la eveniment, îți plătești taxa de participare, participi la eveniment, te supui regulilor evenimentului, adică să nu turezi, să nu faci burnout, să nu deranjezi ceilalți participanți la eveniment, te supui regulilor și toate bune și frumoase, poate ai șanse să și câștigi. Sau există varianta în care tu ai o mașină stock. Ai o mașină stock, uite, un Audi A5 Sportback, să zicem. Nici nu știu dacă există, în sfârșit, e posibil să fiți o prostie, dar nu contează. Mă corectați voi că vă știți mai bine. Dar te cunosc. Atunci poți veni la eveniment, bineînțeles primești accept, bineînțeles plătești taxa, bineînțeles ai aceleași beneficii ca ceilalți participanți, știind din start că tu n-ai nicio șansă să câștigi. Având o mașină stock, chiar n-ai nicio șansă să câștigi, dar cotizezi la premiul cel mare. Și atunci toată lumea e fericită. Te supui regulilor evenimentului, nu faci burnout, nu turezi, nu deranjezi, nu așa. Și donezi pentru premiu ca oamenii să primească o sumă cât mai mare. Și atunci cam asta e treaba cu evenimentul All Stars de la mare. Avem și Lauda Pipes, unde se primește un trofeu și bineînțeles dacă vom avea parteneri, cum am avut la Molvitan din partea Pringles și Vantru, camerele de bord. Bineînțeles că acele premii le veți primi voi, fără ca eu să am niciun beneficiu. Cu cât sunt premiile mai mari, cu atât mașinile sunt mai multe și mai bune. Cam asta e explicația, să zic așa, pe scurt, a evenimentului Street Maniacs All Stars. Am făcut-o ca oamenii să înțeleagă. Dacă aveți întrebări, le puneți aici și vă răspund cu drag, fără nicio problemă. Nu consider că trebuie să dau consultanță în ceea ce privește cum trebuie să arate mașinile ca să fie acceptate la eveniment. Sunt de părere că dacă ești un om și nu știi cum trebuie să-ți faci o mașină ca să fie acceptată la eveniment, eu nu te vreau la eveniment.
că nu ești genul de om care să te comporți ok în societate. Am avut o felul de discuții, în fiecare an s-a trezit câte un Mustang cu wheel gap să mă certe că el a fost acceptat la nu știu ce eveniment prin țară, că el are nu știu ce diplomă de cum fac alți băieți care organizează evenimentele și nu vor să supere pe nimeni și dau top 16. Eu tot timpul m-am întrebat cum primești o diplomă de top 16, adică tu ești top 16 mașini de la eveniment, dar nu ești nici locul 3, nici locul 16, adică nu știi ce ești, ești tu cumva top 16, sunteți toți. Dar e bine să nu supărăm, e un fel de VTM, să dăm cupe la toată lumea, ca să vină lumea, să plătească taxa de participare, să facem evenimente, să fie bine. Asta e viața în România, ne place să ne furăm căciula unul altuia, ne place să ne mințim, ne place să avem 500 de cai, dar să nu venim la circuit, că pe noi nu ne interesează circuitul, dar mergem tare pe stradă și arătăm noi pe stradă, suntem șmecheri. La circuit nu, la circuit merg fraierii, noi pe stradă, mă, aici se vede șmecheria, aici, vino cu mine pe stradă să te dai, dacă vrei, ți-arăt eu șmecherie, înțelegi? Mai avem mult de evoluat, sper ca lucrurile să meargă. Mă bucur că sunt evenimente, că organizează toată lumea evenimente în țară, de astea cu mașini modificate. Mă bucur pentru că asta înseamnă că nivelul crește, asta înseamnă că apar cât mai mulți oameni care intră în curentul ăsta. Probabil că o să se dezvolte și la noi ateliere specializate pentru mașini modificate și așa mai departe. Evoluăm cu greu, cu greu, dar evoluăm, ceea ce nu este rău. Cum ați văzut și la Poli Autofest, de exemplu, eu mă ocup de partea de mașini modificate, nu iau niciun ban pentru asta, nici de la Politehnică pentru mine, că mă duc și stau 4 zile pe acolo de dimineață până seara și încerc să fac să fie bine. Nu iau niciun ban nici de la participanți cu mașinile astea, pentru că stau să le răspund, să le dau mail-uri, să le explic, să le răspund la telefon și să fac chestia asta. Lucrurile le fac doar pentru a crește acest curent, pentru ca oamenii să aibă o pasiune în ceea ce înseamnă mașinile modificate, iar peste tot pe unde mă duc încerc să le explic oamenilor că oamenii care au mașini modificate nu sunt neapărat oameni care participă la curse ilegale pe bani. Chestia asta nu există în România. Nu sunt oameni răi, sunt pur și simplu, nu sunt oameni care merg cu 250 de km la oră prin oraș și omoară alți oameni sau îi pun în pericol. Sunt oameni pasionați de ceva, care bagă foarte, foarte mulți bani în mașinile lor și vor să le facă să arate foarte bine, și mașinile alea fiind atât de lăsate și modificate, chiar n-au cum să circule atât de tare prin oraș, pentru că nu avem străzi atât de bune să se întâmple chestiile astea. Și na, iau apărarea tuturor, încerc să fac să fie bine. Mi-a făcut și poză camera, că a zis: bă, Daniele, ce bine le zici tu, o frățioare, o. Da, legat de live-uri v-am explicat, o să încerc să fac un alt canal pentru live-uri și ne vedem acolo și vedem ce se întâmplă acolo, pentru că, repet, și canalul de YouTube și pagina de Instagram și Facebook și toate cele sunt influențate de live-urile astea zilnice și scad vizualizările drastic. Cât postez mai mult, cu atât vizualizările scad. Se pare un algoritm tâmpit, dar na, cine sunt eu să decid? Repet, dacă aveți întrebări, vă stau cu drag la dispoziție aici pe YouTube, cât și pe Instagram, Facebook sau mai știu unde. Toate detaliile legate de cazare, parolă, cum puteți să vă cazați la Camping Ez, le veți primi în cazul în care sunteți acceptat pe mail. Evenimentul o să-l găsiți pe Facebook, pe pagina Street Maniacs, în categoria evenimente sau events. O să aveți acolo Street Maniacs All Stars volumul 9, dacă nu mă înșel, unde dacă citiți descrierea evenimentului și apeși pe butonul ăla cu See More sau afișează mai mult, nu știu cum e în română, aveți toate detaliile evenimentului și ce aveți voie să faceți și ce n-aveți voie să faceți și cum și ore și program și așa mai departe. Vă urez o zi și o săptămână și un weekend fantastic!